Viața Sfintei Mucenițe Filoftea. Sfânta Muceniță Filoftea s-a născut la începutul secolului al XIII-lea, în apropiere de orașul Târnovo, într-o familie de țărani. Crescută în dreaptă credință și evlavie de mama sa, care a murit când Filoftea era încă mică, tânăra a manifestat o viață creștină demnă de admirat. Ea postea, asculta scripturile, învăța să-și păzească fecioria și se remarca prin milostenie, împărțind hainele și hrana primite de la mama sa vitregă, săracilor și flămânzilor. După moartea mamei sale, tatăl ei s-a recăsătorit, iar mama vitregă nu a arătat iubire față de Filoftea, ci dimpotrivă o maltrata. Cu toate acestea, tânăra nu s-a oprit din faptele bune și continua să-i ajute pe cei nevoiași. Într-o zi, tatăl său a fost cuprins de furie și, pierzându-și controlul, a lovit-o pe Filoftea cu un topor, rănind-o mortal la un picior. Ea a murit pe loc, având doar 12 ani. După moartea sa, locul unde zăcea trupul Sfintei s-a umplut de lumină, iar tatăl ei, revenindu-și la simțiri, a fost cuprins de spaimă și nu putea să se apropie de trup. Vestea a ajuns la urechile arhiepiscopului și ale conducătorilor cetății, care împreună cu poporul au mers cu făclii și tămâie să vadă minunea. Trupul Sfintei era înconjurat de o lumină dumnezeiască, iar oamenii au lăudat pe Dumnezeul minunilor. Încercând să mute trupul, au constatat că era greu ca o piatră. Pentru a-l putea ridica, au încercat să numească locuri și biserici de peste Dunăre și din țară, dar trupul nu se mișca. Cu toate acestea, atunci când s-a numit biserica domnească din Târgul Argeșului, trupul a devenit ușor, iar Radu Vodă a adus sfintele moaște în țara românească și le-a așezat în biserica domnească din județul Argeș. Mai târziu, acestea au fost mutate în paraclisul mănăstirii Curtea de Argeș, unde face multe minuni, vindecând diverse boli ale celor care vin cu credință la sfintele ei moaște. Sufletul ei, cel fără prihană și sfânt, se odihnește și se veselește în ceruri în împărăția lui Dumnezeu, în locașurile dreptilor și de îngeri se slăvește veșnic. În fiecare an, la 7 decembrie, sfintele moaște sunt scoase afară din paraclis și racla este deschisă, fiind puse într-un pavilion special amenajat din fața bisericii mănăstirii, pentru ca mai ales în această zi, credincioșii care se adună număr mare la ea, să li se poată închina. Să vă fie de folos!